Din suflet că participat la această conferință de presă. Vreau să dau pe rând cuvântul susținătorilor mei, ciocănică Dumitru Daniel, candidat la primăria Bistrița. Domnul Florin, domnul Marius Bălan. Mulțumesc presei, mulțumesc tare mult colegilor care pe căldura asta mare și-au făcut timp nu pentru mine, ci să așteptăm oaspeți de seamă astăzi. În persoana domnului președinte național al Partidului Verde, Florin Călinescu. Este cu dânsul și secretarul nostru general, Silviu Dumitru, pe care îl cunosc mai de mult. Îmi permit oarecum și am o scuză, zic eu, să vă urez un cald venit pe meleagurile lui Coșbuc și Rebreanu, cunoscuți de familia mea cândva, atunci când trăiau. Domnule președinte, am preluat Partidul Verde în 2016 cu o ștampilă de lemn. Aia am primit-o în mână, model secolul 19. Iată că după 4 ani, vedeți cu ochii noastre cum a evoluat Partidul Verde în Bistrița și Bistrița Năsăud. Și cu siguranță nu sunt toți prezenți. Unii sunt la muncile câmpului, alții încă la serviciu, în ture, dar nucleul dur este aici. Vă dorim să vă simțiți bine, vă cedez microfonul și aveți toată încrederea în ceea ce noi vom face în 2020. Partidul Verde este obligat să candideze la toate structurile pe liste complete, primărie, CJ, CL, pentru că 30 de ani aceste partide care s-au învârtit pe rând la mesele rotunde de la CL și CJ n-au investit un ban pe mediu decât așa într-un târziu, prinzându-i rușinea că un municipiu de rang 1 nu are un parc a sezonat după dorința bistrițenilor. Acest tricou spune multe. Ne găsim în parcul municipal, neîncăpător sâmbăta și duminica, apărat feroce de verzii bistrițeni. Pentru că acești castani seculari se doreau tăiați de drujba pesedistă din primărie, ori noi ne-am opus cu riscul sănătății noastre. Vorbesc de mine că decan de vârstă. Ca tare, sunt fericit și mândru că acești arbori trăiesc și astăzi stăm sub coronamentul lor, ne umbresc și ca tare sunt în picioare. Vă mulțumesc, domnul președinte, pentru răbdare. Domnul președinte Florin Călinescu. În această călătorie pe care am început-o acum aproape un an. Scopul și lucrarea mea se referă la Partidul Verde Național. Am reușit în acest timp să facem filiale în aproape toate județele. Și o componentă locală care, în cazul de față, o cunoaște ciocănica, el candidând la primăria municipiului Bistrița, va avea un alt tip de discurs croit pe lucruri simple și clare de care dumneavoastră aveți nevoie. Merg prin multe localități, prin multe județe și trebuie să recunosc că pe aici, pe acolo, după 30 de ani, de hoție, au mai făcut câte ceva, pentru că s-au mai schimbat legile, codul penal, abordența la Uniunea Europeană este puțin mai sensibilă pentru dumnealor, dar sunt lucruri dezlânate, partidele care se alternează la putere vin negând tot ce au făcut ceilalți,
încep un nou program, abandonează lucrările făcute de predecesori și tot așa se cheltuie banul chiar dumneavoastră în cazul bistrițenilor preocupați de viață și de greutățile ei. Spuneți, asta este, nu mai e nimic de făcut. Ba da, este ceva de făcut. Am stat și m-am gândit, fiind invitat la aproape toate partidele să mă duc, am ales acest loc pentru că în toată Europa a început un val care nu mai poate fi oprit. The Greens, verzi. Avem peste 70 ceva de europarlamentari la Bruxelles. De exemplu, acum e o doamnă din Germania, eurodeputat. Lucrurile încep să se miște în alt fel. Miile de miliarde care au fost puse la dispoziția Europei acum 10 zile au la numărul 1 următoarea cerință. Toți banii pe care îi primesc țările ca să deblocheze un pic situația cu virusul ăsta, să zicem. La numărul 1 este scris prima condiție și cea mai importantă. Subordonarea tuturor pașilor guvernelor de astăzi înainte noului noi înțelegeri verzi. Deci nu se mai poate face nimic în Europa fără să nu te gândești la calitatea aerului, a solului și a apei. Chiar dacă aici acum e răcoare și ne simțim cât de cât ok, copiii noștri s-ar putea să nu mai se simt ok în 10-20 de ani. S-ar putea să înceapă un război pentru apa de băut și pentru mâncare. Și atunci, nu nepăsarea, pentru că sentimentul pe care omul îl traversează în anii ăștia e de o natură veche a disperării umane. Ți se pare, omule dragă, că nu e nimic de făcut și că ăștia au o putere extraordinară și toată viața noastră va continua aruncați ca o minge de la PSD la PNL și acum de la acești filfizoni USR și Buzdar. Pe mine nu mă coafează să vorbesc despre dumnealor, să fie sănătoși. Cine vrea să-i voteze, să-i voteze. Eu am răbdare și în ultimii ani și în anii care o să vină, o să mă ocup de acest lucru, pentru că el se va întâmpla. Jean-Paul Sartre spune, lucrurile se și întâmplă, nu trebuie să facem nimic. De altfel, aceste partide, eu urmărind discursurile lor, încep să vorbească despre verde, dar nu se pricep la nimic. Disperarea partidelor respective este că nu știu cum să cheltuiască în folos propriu cele 80 de miliarde arondate de Europa. Și atunci împrumută termeni europeni și pe plan local de la noi, dar nu știu ce să facă. Vă rog să faceți o distinție clară între ecologie, care e o știință și în toată lumea civilizată se învață la școală, pentru că observați aritmetica, fizica, chimia, eu știu ce alte științe vor fi importante, dar dacă a apărut o știință care se învață în liceele europene și în facultăți despre acest, nu este botanică, nu este zoologie, este ecologia. Partidul Verde însă nu este o mișcare, este un partid. Este la putere în Germania, este la guvernare în Austria, a câștigat acum în Franța vreo 30%. Va trebui ca noi în curând, în toamna asta, să facem ce alte partide au făcut în 30-40 de ani, ocupându-se de consolidarea vieții cetățeanului german, austriac, portughez, belgian și olandez și așa mai departe. Noi va trebui să ne ocupăm de toate domeniile de existență ale ființei românești, de la turism la agricultură, de la armată la relații economice, de la relații diplomatice, de la cultură la incultură, de la siguranța cetățeanului la IT, de la sistemul fiscal la pensionari.
pentru că absolut totul este pus la pământ cu o destoinicie și cu o hărnicie pe care Ion Iliescu a inaugurat-o în ianuarie 1990. Toate aceste realități izvorăsc de atunci. Dacă cetățeanul respectiv dorea să fie cu adevărat reformator, poate astăzi eram undeva între Austria și Spania, să zicem. Totul este în folosul unor găști, unor dinastii. Ajungi prim secretar, îți proptești nevasta, copilul, amantele, verișorii, masării, frizerii. Cazul lui Dragnea este ultra cunoscut. Nu mai avea oameni de încredere și își pusese secretar de stat doamna Carmen Dan, o dactilografă și acolo nepricepută, m-am interesat în Teleorman și așa mai departe. Șoferii lui doi secretari de stat, unul la... Și atunci ce pretenții să ai, ce poți să faci? Bulguța Vasilescu a dat un răspuns formidabil. De ce faceți, doamnă, chestiile astea? Pentru că putem. În mod normal trebuia să punem mâna pe niște coase, furci și să facem ceea ce se face. Povestea cu această mască și cu acest virus, să știți că este un element nou în viața noastră, dar pe lângă faptul că virusul există, politicul folosește cam de 200 de ori mai umflat. Pentru că este un prilej de a instaura frica mai eficace decât armata sau poliția sau ce. Frica. Trebuie să ne fie frică. Desigur, mă spăl pe mâini, mai pus și masca pe aici, pe acolo, dar frica nu-mi este, pentru că nu mă caracterizează și nu mă interesează. Am făcut vreo 7 ani de zile chestiunea zilei și clienții mei erau președintele, guvernele, parlamentele și așa mai departe. Cu nume și prenume și în direct. E sportul meu preferat. Dacă tot spectatorii și telespectatorii mei au spus bine, bine, de ce nu te bagi? Dar de ce să mă bag? Păi ne trebuie un exemplu, un imbor. Bine, atunci mă bag. Și să știți că în 6 luni de zile partidul de la vreo 500 de oameni a ajuns la vreo 6.000. Nu, asta este un lucru important. Important este ca 6.000 de activiști să convingă în țară 6 milioane de votanți și așa mai departe. Dar ne ocupăm încet, încet de povestea asta. Merg cu toată dragostea prin toată țara, pentru că sunt mentalități diferite în Moldova, în Dobrogea, în Țara Românească și în Transilvania și Banat. Până la urmă suntem un teritoriu de 100 și ceva de ani. Să vedeți ce este în Spania sau ce este în Anglia. Ați văzut cum reîncep repede discuțiile vis-a-vis de un Brexit. Scoțienii și aduc aminte că nu sunt englezi. Irlandezii și ei și așa mai departe. Deci întotdeauna triburile păstrează în sufletul lor un specific pe care politicul nu-l poate excede. Dar, slavă Domnului că suntem o țară la un loc și Partidul Verde se va lupta pentru acest lucru, pe mine nu mă doare gura nici să-i scriu lui Putin să ne dea măcar un puișor din cloșca aia. Ce s-a mai întâmplat și cu imensul tezaur în ghilimele a lui Gogiu Machidon la Budapesta. Putem să vorbim și despre Cernăuți la momentul potrivit și așa mai departe, fără războinicie sau fără agresivitate. Dar trebuie să ne gândim la toți cei care au nevoie de patrie. Îi lăsăm acolo, nu putem să schimbăm noi în Europa, după cum bine cunoașteți subiectul Harghita și Covasna, gândiți-vă ce au pățit catalanii. Dacă au văzut că se poate, au început să zică, noi vrem. Până a venit armata Spaniei și i-a liniștit, puteți să vreți ce vreți prin casele voastre, Catalunia face parte din Spania și coasta voastră. Altfel și acolo ați văzut, corupția există, regele și la vârsta lui are nevoie de 100 și ceva de milioane de euro, ce-o face cu ei? În fine, nu vreau să vă vorbesc prea mult pentru că prezența mea aici este legată de alegerile locale
Și să știți că, în continuare vă spun, votați-vă preferații, obligațiile. E frică, e o frică. Am fost la Sibiu să ținem o conferință, nu știu ce, la Muzeul Satului, a venit șefa liberalilor pe Sibiu, nu în prezența mea, acolo au dragi. Să nu cumva să facă, să dea, să vină aici, nu e voie să intre. Deci e casa lor de cultură, e parcul lor, și așa mai departe. Slavă Domnului că pot să vorbesc și la colțul străzii aia și în altă parte. Acum, sigur, până acum, mărimile orașului au dormit liniștite. Din această noapte nu o să mai doarmă liniștite. Nu pentru că eu sunt un certificat de seriozitate, ci pentru că ciobănică este un certificat de această natură. Și îmi place pentru că ceea ce eu cer membrilor noștri este fanatismul care înseamnă tot. Și determinare, și curaj, și... El era așa un gest, până la capăt. Numai că trebuie să-i spun mai bătrân, fiindcă nu prea știe nimeni capătul acestei povești. Dacă noi ajungem în 2024 să avem 34% în Parlament și să formăm guvernul și așa mai departe, e abia începutul. Și după aceea, în 2028, continuăm și continuăm, pentru că e foarte greu să facem în țara asta ceea ce altele fac de 100 de ani, fără întrerupere. Odată a fost comunismul, 50 de ani, nici nu l-am dat la o parte, că a venit un fenomen absolut sălbatic de hoție pe sate, pe comune, pe orașe, pe județe, de București și așa mai departe, la bucată, la metru. Uitați-vă la autostrada Transilvania, care în loc să fie o linie dreaptă pe care un copil poate să o deseneze cu carioca și cu liniar, ia fă-mi și mie București-Timișoara și face așa. Aia trebuie să fie autostrada. Nu, autostrada se face cam cum și-au cumpărat toți de-a lungul guvernărilor pământ. Stai să ne iau și eu 10 hectare, stai să venim noi să ne luăm pe aici și dacă mergi de la Mediaș până la Alba, o să vedeți un fenomen absolut uluitor pentru care toți ar trebui să stea la ocne, ca în filmele alea vechi, cu Anzapelea, legați în lanțuri de o mână, ca cu mâna elaltă să poată să cioplească la sare. Deci este singurul drum pe care l-am văzut în lume care traversează de vreo 30 de ori calea ferată. Băi, oameni buni, și toți se duc acasă liniștiți. Auziți, de exemplu, România a pierdut nu știu unde, e condamnată nu știu cât, a venit Bechtel, a plecat, a venit, România plătește. Nu, România nu va mai plăti. Va plăti ăla care a semnat actele. Și mă gândesc chiar așa cu calm și cu liniște să îi chemăm cu fluturașii din 1990 încoace, să vedem dacă viața lor de 30 de ani încoace corespunde cu salariile încasate. Bun. De exemplu, în codul penal vrem să aducem pedepsele la nivelul american. Nu dăm pedepsa cea mai mare pentru crime și pentru violuri și pentru însușirea banului public. Cumulăm 13 ani cu 27, cu 50, cu 80, cu 90 și cu 40. 280 de ani. Și cum zic americanii, și încă 3 zile, ca să fim siguri că nu miști în groapă pe acolo. Eu zic că în 200-300 de ani de pușcărie învață și aia câte ceva și își regretă faptul. Sunt multe lucruri de făcut în toate domeniile. Și am ajuns eu, un biet artist, să fac un program de guvernare din care cel mai important lucru este codul penal. Sper ca primarul Bistriței, Dan Ciobănică, să nu aibă de-a face cu el, pentru că nu va fi un judecător mai aspru pentru membrii partidului meu decât mine. Restul nu mă privește. Deci, acum nu ne ocupăm de ceilalți să-și facă treaba fiecare și să viseze frumos că va fi primarul Bistriței, ori PSD-ist, ori PNL-istul. Și să știți că Partidul Verde va mai face ceva. Sunteți tineri și o să vedeți. O să se coalizeze din nou toate partidele împotriva noastră. Da? Au mai fost căsătoriți PSD-ul cu PNL-ul, cu acte în regulă, au dormit în același pat, acum dorm în camere separate. Și nu știu cum, din camere separate, au făcut și copilul ăsta nefericit.
cu un frățior și mai mic, plus, da? Bun. Despre Bistrița și despre ceea ce Dan Ciobănică știe mai bine că vă trebuie dumneavoastră, am să-l invit chiar pe el să vă spună. Vă rog să îmi înțelegeți și să îmi scuzați discursul. Mulțumesc. Înălțime. Sunt antreprenor, pentru cei care nu mă cunosc. N-am făcut politică niciodată și am intrat în politică pentru schimbare. Dacă dumneavoastră doriți schimbarea, alege schimbarea, alege Dan Dumitru Ciobănică primar, alege Vente. Toate proiectele pe care le-am gândit în programul Bistrița altfel, sunt concepute cu cetățenii Bistriței, antreprenori, colegi de partid și este un program foarte, foarte bun, bazat pe verde și pe mobilitate urbană. Avem nevoie de o centură obligatoriu și am arătat parcursul acestei centuri dintr-un avion, că până acum nu s-a făcut. Nu este ideea mea, este o idee mai veche, dar este una foarte, foarte viabilă. Avem nevoie de malurile râului Bistrița refăcute, cu promenadă pentru cetățenii Bistriței, care în acest moment, în afară de parcul municipal Bistrița, în care ne aflăm astăzi, nu au niciun spațiu de recreere. Mai este ceva, o pădure șulevard care, în care sunt făcute lucrări de foarte proastă calitate. Avem nevoie de sport. Văd Bistrița oraș al sportului. Și aici mă refer la toate bazele sportive care pot să fie unele de mâine, bază sportivă, locul respectiv. Și mă refer aici la fosta centrală Proditerm, care este un morman de fier vechi pe suprafața primăriei, 3,2 hectare. Vorbesc de stadionul municipal Bistrița, care în acest moment nu aparține municipalității. Vorbesc de baza mecanică, care era o bază foarte bună pentru noi, cetățenii Bistriței. Cu acest lucru, dezvoltarea bazelor sportive o să creăm performanță, performanță la nivel sportiv. Și mă refer aici la faptul că avem un liceu cu program sportiv, iar copiii în acest moment n-au unde să se antreneze. Mă refer la pădurea Codrișor, care poate să vină și să fie pădure-parc. Astăzi am avut o discuție cu un cetățean și mi-a dat niște idei foarte bune. Va trebui să fac o vizită într-un loc anume ca să mă inspir pentru noi, pentru toți cetățenii Bistriței. Vreau ca centrul pietonal să fie un centru adevărat pietonal, cu refațadizarea tuturor clădirilor, nu ce avem astăzi, clădiri care se dărâmă pur și simplu pe Bulevardul Titulescu, am avut acest exemplu. Vreau lucrări de calitate pentru noi toți cetățenii. În concluzie, dacă doriți schimbarea, alege schimbarea, Dan Dumitru Ciobănică primar, alege verde. Mulțumesc! 10 milioane de români care, să știți, nu votează nici PSD, nici PNL, nici restul echipei. Și asta nu pentru că sunt neinteresați sau leneși. Nu, nu, nu. Sunt foarte interesați. Numai că nu ne-a apărut mișcarea care să îi intereseze. Un mare avantaj al nostru pe termen mediu și lung este comunitatea românilor care trăiește în afara granițelor și ăștia știu ce înseamnă Partidul Verde în Europa. Am rămas surprins, nu mă gândisem niciodată, cum spun acasă, aveți Partid Verde în România, parcă, cu cine, cu Călinescu, dați-i bătaie.
Sigur că am o strângere de inimă, pentru că eu nu pot să fac nimic. Și toți oamenii care vin la noi, nu am deocamdată nici timpul, nici instrumentele necesare să le cântăresc onestitatea și curățenia. Dar într-un termen de timp se va întâmpla povestea asta. Veți vedea. Eu mă refer încă o dată la ceea ce trebuie să facem cu România. Ce trebuie să facem cu Bistrița. Sper să vă convingă Ciobanica din 27 august până 27 septembrie. Și dacă vă convinge, votați. Dacă nu vă convinge, nu îl votați. Și cu asta basta. Simplu. Votați pe cei care vă promit că în continuare va fi bine, va fi ok. În castanii ăștia o să crească banane și kiwi. Pentru că nu e așa. Aceste două partide fac cu adevărat minuni. Noi o luăm încet așa, cu o mânturică, cu putare. Dacă toate programele ajung la mine și eu mă uit, spun, bă, bați câmpii, du-te acasă și culcă-te. Deci nu poți să faci. Dau exemplu doamnei de la București, care acum 4 ani a zis, o să fac și o să trec și o să nu știu ce. Și acum fiind acuzată că în 4 ani n-am făcut nimic, vine și spune, păi dar cum să fac eu în 4 ani ce n-am făcut ei la alții în 30? Păi nu puteai să spui asta cu 4 ani? Dacă e greu, nu te faci. Dar poți să vii să spui, bă, mă apuc să reintroduc sportul în școli, că ciobănică profesionist zice de maidanele astea profesioniste. Nu. Partidul Verde va introduce obligatoriu educația fizică în școli. Dacă nu poți de la Dumnezeu să sari la groapa cu nisip sau să alergi, să joci fotbal, poți să stai cu colegii tăi măcar, până aia scoteau și iarna chiloți, cine își mai aduce aminte și făceam ce puteam să facem, că n-am ajuns campion. Dar educația fizică trebuie să fie obligatorie în școli, nu poți să participi la BAC. Dacă nu participi la educația fizică, repede, nu trebuie să ajungi campion. Fără povestea aia în corpore sano, nu poți să fii deștept doar cu laptopul, ca să fie foarte clar. Și așa mai departe. Învățământul trebuie să fie vocațional. Ăștia fac tot felul de cercetări ca să se afle în treabă cu copiii. Dacă îi întreb pe copii, copiii nu vor să studieze. Am spus asta la televizor ani de zile. Nu mă interesează pe mine toate nenorocirile alea. Dar ce te interesează? Poți să desenezi din clasa 1-a până într-a 2-a, să cânt, să joc basket, să fac matematică. Aveam un coleg care vrea să facă matematică. Lui ăla îi dădea 300 de probleme până a doua zi. Mie îmi zicea, noroc bun, du-te și plimbă-te. Dar să fim serioși, nu o să mă reproșez niciodată. Niciodată. Și uitați cum am ajuns cu 3 facultăți. Bine, se cercetează dacă am terminat în liceu, că nu m-a pasionat. Dar facultățile le-am făcut la stat, pe bune. Nu mi-am folosit nici alea la nimic, pentru că gargara asta o am de grădiniță. Mă dădea afară educatoarea, că țineam lucrurile în loc. De-aia am și venit pe lume la 7 luni, pentru că vroiam să mă afir mai repede. Să fiți sănătoși. Aș vrea să stau poate până mai dimineață, să vedeți cum creștem așa, încet, încet. Oameni buni, să fiți sănătoși. Restul cumpărăm. Numai bine.